Este un lucru care va trebui îmbunătățit. Se poartă în discuții intense cu CFR Cluj pentru transferul lui Căbuz, dar avem speranțe mari că va continua la Sibiu. Se pot întâmpla multe, vom vedea. Și legat de Opruț, probabil că vom mai aduce încă un fundaș dreapta. La acest moment, noi nu ne dorim să îl vindem pe Ianis, și iar Ianis nu-și dorește să plece. Legat de Măldărășanu. Atâta timp cât se simte bine la Sibiu, poate sta 10 ani. Eu mi-aș dori foarte mult să reușim să formăm un mic departament de scouting. Am mai făcut niște afirmații domnul administrator special de la Dinamo. Am spus doar că vorbește mult și prost și mențin aceste afirmații. Ratarea calificării în finală, o dezamăgire pentru voi? Foarte mare. Da, este o dezamăgire foarte mare pentru noi. Avem și noi vorbe. Poate să vină și Messi, că noi tot banii. Cât banii avem. Da? Municipalitatea are în plan să schimbe gazonul pe stadionul municipal. Din estimările lor, lucrările nu vor dura mai mult de 2-3 săptămâni. Corvino ar veni să joace în cupele europene aici? Ei și-ar dori să joace aici. Să devină modelul FCSB, modelul fotbalului românesc, cred că asta ar însemna sfârșitul fotbalului în România. Ce ne trebuie ca să ajungem în play-off? Stabilitate, liniște, continuitate.